să mergem spre cazanele Dunării, undeva acolo unde pătare sunt cazanele. Până la cazane, dar lăsăm toată întinderea asta de apă care se numește Golful Ogradena. Numele acestui golf vine de la numele unei vechi localități, care o să vă arăt imediat unde a rămas sub apă. Asta se întâmpla în 1970. Cea mai spectaculoasă zonă turistică din sud-vestul țării, clisura Dunării, își dezvăluie farmecul într-o croazieră pe Dunăre. Turiștii sunt uimiți de frumusețea locului. E o zonă superbă și încărcată de istorie și se vede că ce poate face natura, nu omul n-are cum să facă, e ceva de vis. Am făcut o mică excursie, un drum. Până, o drumeție. Exact, pe Ciucanul Mare, am înțeles că se numește, undeva o privirește foarte plăcută asupra golfului. Primul an o să revenim cu drag și pe viitor, pentru că aici, într-adevăr, avem ce vedea. Noi facem un traseu complex de aici, de la Ișelnița, Golful Ogradena, ne apropiem puțin de tabula Traiana, se vadă acea inscripție veche. După aceea intrăm în cazanele mici, la chipul lui Decebal, mănăstirea Mraconia, cea nouă. Altădată mergem și în locul unde a fost vechea mănăstire Mraconia, din păcate nu se mai vede nimic acolo. După aceea Golful Dubova, cu localitatea Dubova, care a fost mutată pe deal în sus. Intrăm în cazanele mari. Iar în timp ce oaspeții se vor relaxa în bucătării, va fi forfătă mare. Bunătățile de pe masa de Paște vor fi tradiționale. Pentru meniul de Paște avem ciorbă de miel, drob, ce se pregătește pentru Paște? Ciorbiță. Ciorbiță de pește, avem ciorbiță de miel. Ouă roșii. Ouă roșii, cozonac, pască, prăjituri de casă din zona noastră. Așteptăm turiștii. Le pregătim plimbări cu șalupa pe Dunăre, drumeții pe Ciucarul Mare și Ciucarul Mic, îi întâmpinăm cu țuică și dulceață de smochine specifice zonei. Mai aveți locuri libere? Nu, sunt ocupate și pentru sărbătorile pascale și pentru 1 mai. Turiștii, putem să spunem că au fost foarte interesați de această zonă. Am și o glumă, dacă mai aveam 50 de camere, le închiriam și pe, și pe acelea. Anul trecut au fost undeva în jur de 200.000 de turiști în zonă, fiind una dintre cele mai căutate zone de vizitat din România. În clisura Dunării, tarifele pornesc la 100 de lei camera dublă, fără masă inclusă, iar pentru demipensiune, tariful pentru o cameră dublă poate ajunge și la 180 de lei de persoană.